Tehnicianul grec le cere elevilor săi să abordeze cu multă seriozitate disputa de duminică de pe teren propriu cu FC Botoșani. Acesta a recunoscut că jucătorii universității au făcut două partide foarte slabe în deplasare la Clinceni și Sepsi. Un meci dificil, însă pentru noi este important în acest moment să ne regăsim ritmul de joc, să ne recâștigăm încrederea pentru a avea din nou un fotbal de calitate. Este important pentru noi să facem acest lucru în perspectiva meciurilor care urmează, atât din cele din play-off, cât și cele din Cupa României. Meciul dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani se va disputa duminică de la ora 19 pe stadionul Ion Oblemenco.